Decizia guvernului de a declara stare de urgență este irelevantă și inoportună. Hotărârea nu are fundament logic și juridic și nu este exclus că prin intermediul acesteia se urmăresc alte interese decât asigurarea securității energetice a țării, o spune deputatul partidului Șor, Denis Ulanov, care a tras un semnal de alarmă. Potrivit parlamentarului partidului Șor, în loc să rezolve din timp problemele ce țin de securitatea energetică, guvernarea PAS a așteptat ca altcineva să negocieze în locul lor un nou contract cu Gazprom. Fără vreo viziune clară, fără un plan concret, au dus țara într-o situație catastrofală, iar acum s-au trezit și vor să instituie stare de urgență. Vreau să le amintesc colegilor din PAS încă o dată că au majoritatea parlamentară și că nu îi împiedică nimic în procedurile să adopte deciziile care cred ei se impun în contextul crizei energetice. Mai mult, Denis Ulanov acuză conducerea că prin instituirea stării de urgență se urmăresc alte interese decât binele comun al țării. Cineva încearcă să folosească starea de urgență în interesele proprii și să le îmbogățească pe seama acestei crize. Sperăm că nu e așa. Noi am mai trecut odată printr-o situație asemănătoare în anul 2020, când sub pretexte similare a fost instituită starea de urgență, iar anumite grupuri de interese au profitat de situație. Parlamentarul a mai declarat că această criză putea fi evitată dacă puterea acționa responsabil și profesionist. Și dreaptă politică și stângă politică au dus această țară în pragul prăpăstiei și cu tât Și cu cât trece timpul, cu atât mai mult riscăm să cădem în gol. Trebuie să înțeleagă toată lumea că această criză putea fi evitată numai decât, și este evident, dacă guvernarea actuală ar fi acționat responsabil și profesionist. Și a fost destul de timp pentru această acțiune. Dar ei s-au preocupat show-uri ieftine și de capturarea instituțiilor statului. În replică, purtătorul de cuvânt al PAS, Adriana Vlas, a declarat pentru TV6 că opoziția parlamentară fie nu înțelege implicările declarării stării de urgență, fie intenționat preferă captivitatea în care statul nostru s-a aflat în ultimii 30 de ani. Problemele în sistemul energetic al Republicii Moldova au început în septembrie, după ce s-a aflat că la 1 octombrie va expira vechiul contract semnat cu Gazprom în 2007 și care a funcționat stabil până în acest an.